S-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus și ei. Și iată-ne pe noi urmașii ajunsam în mileniul 3. S-au dus acele 2 zile pe care a vorbit Iisus și a rămas doar ziua 3-a să se împlinească tot ce a spus. Așa zicea Iisus odată, când era în trupul omenesc, eu am de lucru azi și mâine, însă a treia zi sfârșesc. Deci 2 zile pentru El sunt 2000, un timp vestit. Și acum mileniul acesta 3 ne apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce om vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce l-au, aceasta astăzi le vestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este pe sfârșit și locul pentru o altă țară Iisus deja l-a pregătit. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus. Și conținutul este acesta, iubiții mei, vine Iisus! Voi, frații mei, priviți de cruce, loviți mereu din val în val, corabia vieții noastre se apropie de acum de mal, ne apropiem de acum de țărmul, ce mulți din noi l-au așteptat, ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat, ne apropiem, Duhul anunță pe toți cei ce priveghează. Vedem cum sfinții de prin vremuri se adună, se încolonează. Simțim cum Duhul Sfânt trimisul își pregătește porumbița. Ca în ziua când va începe nunta, să-i poată împlini dorința. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniul 3. Încep surprizele să apară și în colonarea, frații mei. Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se pregătesc. Dar într-o zi s-a dat semnalul și toate, rând pe rând, sosesc. O să apară anticristul și alte semne mondiale. Se instalează semnul fiare și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme nădejdea sfinților curând și va începe vijelia și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici e noul paradis, căci la sfârșitul cărții sfinte există un apocalips și n-a fost pus acolo în carte așa ca noi să locolim. El spune cum va fi sfârșitul, cum astăzi să ne pocăim. Dacă suntem azi aici, iubiții mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Domnul, căci vin zile de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu un de lemnul sfânt de sus și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus, să fim făclii ce sparge bezna, să fim fecioară ce veghează, să fim mireasă ce așteaptă și în așteptare priveghează, că atât ne-a mai rămas din noapte pentru acei ce sunt mireasă. Să vină Cel ce-a zis că vine și să ne ducă El acasă. Căci nu-i ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atâți dușmani tâlhari de sânge de biscuit se pregătesc. O, nu-i ușoară așteptarea și privegia pe pământ și n-am avea nici când izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt. De n-ar fi El ca să aprindă a dragostei valori în noi, de n-ar fi El putere sfântă
ce dă puteri la lucrătorii. De n-ar fi El să ne hrănească cu alimentul sfânt de sus, nu aș avea nici eu, nici alții, nimica consistent de spus, dar slavă lui Iisus, mărire și slavă Duhului cel Sfânt, căci El este tăria noastră și mare sfântă pe pământ. Amin.